Toată agoniseala de o viață a unui bărbat din localitatea Fântânele a fost mistuită de un incendiu. Casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări, au ars locuința pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și bunurile din interior. Casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări, au ars locuința pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și bunurile din interior, materiale textile, dar și electrocasnice. Proprietarul de 35 de ani a suferit un atac de panică în momentul în care a văzut că a rămas pe drumuri, a primit îngrijiri medicale, dar a refuzat transportul la spital. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului sunt jarul sau scânteile căzute dintr-o sobă fără acumulare de căldură. Incendiul a fost lichidat după aproape 2 ore, iar pompierii au reușit să salveze anexa.